că motivația nu are neapărat o curs lung, ea se schimbă și un proces care se schimbă puțin și paradigma ta și ce observi. Adică la început vii cu o pornire. Exact. Corpul secret atunci, parte din hormon care îți dă o stare de bine. Doar că la un moment dat pustimul ca și o chestie, care o mănânci constant, constant, nu mai e aceeași plăcere, ai nevoie și mai mult și mai mult, adică anumite zone și poate glandele canapinoide ale creierului scad un pic în activitate, nu mai e la fel. Niște receptori de dopamină. Au nevoie după aia să lucrezi tu și în mod constant, spune partea asta de studie, că trebuie să lucrezi un pic să și creezi contextele astea, să-ți creezi chiar viziunea cum o să faci, cum o să te simți. Eu personal, ca să mergem pe chestii practice, eu ca să continui să mă motivez, mi-a rămas în minte starea pe care o am după antrenament, cum mă simt fizic și psihic. Și pentru mine chestia asta, imaginea asta pe care o am în cap, fac să-mi continui antrenamentul, pentru că deși am 20 de ani de când mă antrenez.